Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Întrebat care este sau care a fost cea mai mare provocare a vieții, artistul a spus, aici ar fi cazul să fac o listă întreagă și n-ar fi suficiente paginile revistei ca să ne ajungă. Fiecare proiect pe care aleg să-l realizez este o nouă provocare. Pentru că oricâtă experiență ai avea în plan artistic, oricât de sigur ai fi pe tine, niciodată nu știi cu exactitate ce poate ieși la bun sfârșit, a fost o provocare atunci când, la insistențele doamnei Doina Păuleanu, renumit critic de artă, pe care am pierdut-o anul trecut din cauza COVID-ului, am ales să-mi fac publică pasiunea pentru pictat și să-mi arăt lucrările public. Eu, neavând acest curaj, o provocare, un pariu mai bine zis, este și proiectul Drag de România Mea de la TVR2, care face 4 ani deja în toamnă. Mi-am zis că poate fi interesant ca eu să fiu cel care aduce la lumină un show clasic de divertisment, curat, care să nu intre în nicio modă actuală, dar care să fie elegant. Cu vorbe frumoase, inteligente și atent alese, din care fiecare să aibă ceva de învățat și iată că provocarea aceasta a dat și de roade, având audiență, pregătind deja sezonul cu numărul 9, care va debuta după jumătatea lunii septembrie, acasă nu este loc extravagant și cred eu, așa cum îmi spunea acum vreo 30 de ani profesorul meu, George Grigoriu, că la spectacol, când apar, trebuie să fie sărbătoare și să mă îmbrac ca atare, am sute de haine acasă. Pe care nu le mai port unele, pentru că nu mai sunt de actualitate, altele pentru că nu mai vin sau sunt deteriorate. Nu mă îndur să le arunc sau să le dau. Pe unele le-am regândit alături de o echipă de creatori, pe altele le păstrez, am un loc imens cu ele, peste 400-500 și încerc, la un moment dat să le găsesc o utilitate directă sau să le păstrez pentru cândva, pentru un muzeu, pentru că unele sunt opere de artă. Și mai e ceva, oamenii care vin să vadă un artist nu trebuie să-l vadă cu aceleași haine pe care le pot avea și ei. Iar eu am ținut și voi ține mereu la asta, voi investi și-mi voi respecta publicul, fie că place unora sau nu, ce investiții importante îți dorești să faci pe viitor. Sunt la modă apartamentele în Dubai. Ești tentat să-ți cumperi o astfel de proprietate? Sau dacă ar fi să-ți cumperi o casă în altă țară, unde ar fi aceasta, e o perioadă complicată, în care nu știu dacă e cazul de investiții majore, astfel că n-am în plan nicio investiție. Mai ales una extravagantă, cu Dubai sau alte zone exotice. Nu sunt tentat să devin proprietar într-o zonă pe care nu o cunosc bine și pe care nu o pot analiza cu atenție. Eu nu sunt un om extravagant, nu am astfel de atitudine și nu mă arunc cu capul înainte fără să gândesc înainte. Investițiile mele în ani au fost bine gândite și temperate, nu-mi permit, la cât muncesc și am muncit, să arunc bani în neant, pe fereastră, într-o zonă pe care nu o știu. Asta nu înseamnă că nu e în regulă. Nu mi-aș lua o casă în altă țară. Dacă vreau să vizitez orice loc din lumea asta mare, mă sui în avion și merg acolo. Nu am nevoie de o proprietate care să mă lege de un loc sau de o investiție care să fie vulnerabilă. Dar îi felicit pe cei care au acest curaj de care eu nu dispun, unde ți-ar plăcea să te retragi la un moment dat la bătrânețe și să fii liniștit. Aici pot răspunde fără să mă gândesc. Nu aș pleca din România, pentru că aici e sensul meu, sunt prietenii, amintirile și felul prin care ajung să fiu cea mai bună variantă din mine, dar dacă ar fi să fiu pus într-o situație de retragere, fără bătăi de cap, aș merge în Basarabia. Știu că poate suna ciudat pentru unii, dar la Chișinău eu mă simt perfect, este un oraș frumos, plin de verdeață și de energie pozitivă, în continuă dezvoltare. Îmi place pentru că sunt iubit. Pentru că am prieteni și locuri la care țin mult, pentru că pot fi cu sufletul împăcat. Dar totuși, acasă pentru mine este România, cu bune și rele, cu toate hibele ei. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.